cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună ziua, oameni buni! O cafea de dimineață la mai, un pic mai spre amiază, pentru că încercăm să facem o emisiune fără, ca să spunem așa, asistență tehnică, de aceea am alături de mine toate aceste scule, Bogdan fiind câteva zile în concediu. Astăzi, zi de mare sărbătoare creștină, izvorul tămăduirii, și nu vreau să insist foarte mult, toată lumea știe pilda lui Leon cel Mare și a orbului, care a cerut apă, Leon nu a găsit, Maica Domnului i-a spus că va găsi în pădure și după ce orbul a băut și s-a dat cu apă pe ochi, a început să vadă. Poate această pildă ar trebui dusă un pic mai departe, ar ne-a trebui niște minuni în ziua de astăzi, ca undeva din dealul Patriarhiei să coboare niște persoane care să ducă niște apă spre Parlament, spre zona președinției sau spre alte zone în care se decid destinele acestui popor necăjit. Să trecem acum la subiectele zilei de astăzi. În primul rând, aș vrea să vă spun că a început din nou o vrajbă politică. Ne așteptăm la lucrurile astea pentru că se apropie alegerile. Dacă ați văzut dumneavoastră zilele trecute, a fost o conferință de presă a PNL-ului. În conferința de presă a apărut președintele organizației, domnul George Lazar, flancat în imediata apropiere de doi primari, unul de la PMP, domnul Gontaru, dacă nu mă înșel, de la Gârcina, și primarul de Tarcău, de la USR. Ei au fost prezentați ceva de genul, sunt coordonatorii organizațiilor PNL, dar nu își pierd calitatea de membru de partid, pentru că altfel și-ar pierde funcția. După ce a avut loc această conferință de presă, Partidul Mișcarea Populară, un partid foarte vioi la noi în Neamț, este atât de vioi încât ești nevoit să-l cauți precum ouăle de Paști, știți, când se ascundeau pe câmp, a venit cu un comunicat care merită puțin comentat. În primul rând, comunicatul spune că e semnat de Departamentul de Comunicare al PMP Neamț. Nu spune cine face parte din acest departament, dar probabil că e foarte mare, precum numărul partidului. Gluma care circulă prin Neamț este că PMP-ul este partidul care are mai mulți oameni în funcție decât membri. Da, trecem peste aceste lucruri, pentru că ele se știu deja. Cum începe acest prea frumos comunicat? După postările și declarațiile fără niciun suport, venim cu un drept la replică. Fără să spună despre ce postări este vorba, nici de care sunt declarațiile fără suport, că un departament de comunicare cu asta ar trebui să ocupe, să comunice. Deci, într-o mică aroganță, așa spune aici, că venim cu un drept la replică. La ce? Și pentru ce? Și după aceea, comunicatul al PMP Neamț spune cam așa. USR și PMP, pardon, USR și PMP, comunică PMP-ul și pentru USR Neamț, domnul Bulai, clopoțelul, v-au în absorpție? Nu se lasă intimidate de Ciucă, Bode și acoliții din PNL. Ospătarii din PSD la guvernare vor primi nota de plată în 2024. Și vorbește tot așa, spune ce a spus domnul Drulă, deci Departamentul Comunicare PMP Neamț, domnul Tomac, și vorbește că se manipulează, că se fac așa, etc., etc. Și
Finalul este o declarație comună a lui domnul Drulă și Tomac. Nu vor reuși PSD și PNL. Vom lupta pentru modernizarea României atât în administrația locală cât și în cea locală. Așa scrie, așa ce timp. Vom lupta pentru modernizarea României atât în administrația locală cât și în cea locală, scrie Departamentul de Comunicare al PMP Neamț. Băieți buni, după cum vedeți, și foarte atenți la toate detaliile. La urmă, apare și declarația primarului Comunei Gârcina, domnul Gontaru Gavril Mihai, care spune, cităm, după Departamentul de Comunicare al PMP Neamț: astăzi am răspuns invitație domnului președinte PNL George Lazar de a participa la o conferință de presă organizată la sediul PNL Neamț. Am luat această decizie deoarece comunitatea din Gârcina are nevoie în perioada următoare de sprijin pentru proiectele care sunt în implementare, respectiv pe infrastructură rutieră, extinderea apă și canalizare, educație și turism. Fără o susținere din partea unui partid politic aflat la guvernare, realizarea proiectelor ar fi foarte dificilă, dacă nu imposibilă. Așadar, ca primar al Comunei Gârcina, am obligația să găsesc toate pârghiile necesare pentru finanțarea și finalizarea lor. Nu am demisionat din PMP și nu am calitate de membru PNR. Colaborarea mea ca primar cu domnul George Lazar este una foarte bună, bazată respect, bla 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 bla. O seară frumoasă tuturor, spune domnul Gontaru. Și ne întoarcem la introducerea în comunicat, după postările și declarațiile fără niciun fel de suport. Pardon? Păi primarul vostru, oameni buni, s-a dus într-o conferință la PNL, știind foarte bine că dacă se duce acolo, va fi etichetat de viitor candidat al PNL. Nu își poate da demisia acum, că își pierde funcția. Dar orice comunicator care se respectă nu poate să creadă altceva. Iar declarația aceasta spune exact totul. S-a dus acolo pentru că are nevoie de ajutor. După tâmpenia făcută de cei de la USR care au forțat ieșirea de la guvernare, cerând tot mai mult și tot mai mult, tot mai mult. Așa că despre ce vorbim aici? Vorbim despre politică la nivelul cel mai de jos. Politică la nivelul cel mai de jos din toate direcțiile. Și mult politicianism de cea mai joasă speță. Bun, astea fiind zise, să trecem cu subiectul ăsta, să mergem spre altul, pentru că stăteam și mă întrebam zilele acestea ce s-a schimbat în Neamț după plecarea lui Ionel Arsene. Păi ce s-a schimbat? În primul rând, consilierii lui Arsene și-au pierdut funcția și administratorul public al județului. A venit domnul Saftei. Ca să vezi, partea consilierilor lui Arsene, cei mai apropiați de el, au rămas. Administratorul public al județului s-a făcut un concurs confidențial și l-a câștigat. Dacă vrei să afli lucruri de la Consiliul Județean, s-a mai întâi deschis așa un pic o ușă, dar tot pe același tipic. Faci cerere, aștepți, așa, e pe circuit. Mare lucru nu s-a schimbat. PSD-ul, care trebuia să-și facă alegerile pentru alegerea președintelui de ceva timp, tace, nu spune, mai face, nu mai face, când mai face, de ce nu mai face, dacă nu mai face, ce s-a întâmplat. Acum, sunt anumite persoane care au calități paranormale, știți? Și spun așa, că toate astea se întâmplă dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că ar fi crescut traficul internațional traficul de convorbiri internaționale dinspre Italia spre județul Neamț. Că ar fi primari din PSD care ar fi fost sunați, dacă nu direct, ci prin intermediar, cumnați și alte chestii,
Și li s-ar fi spus, bă, ăla pe care l-am lăsat nu prea mai ascultă. Ia faceți-i voi o mică cheiță și spuneți-i că, domne, poate ar fi bine să mai gândească la anumite lucruri. Ce s-a mai schimbat în neamț? Păi s-a schimbat neschimbarea. Adică, la un moment dat s-a spus că directorul de la APASERV va fi demis sau își va da demisia. S-au întocmit și documente, vă spun eu. S-au întocmit documente. Și brusc, dintr-o dată, după ce s-a constatat o creștere a traficului telefonic pe rute internaționale, nu s-a mai discutat despre lucrul acesta, chiar dacă el ar trebui să se întâmple. De ce? Pentru că, potrivit acelor persoane cu puteri paranormale, pe traficul ăsta a venit de telefonic și următorul mesaj. Stați cu minți, ne întoarcem în 2-3 luni. Cum? Nu știm. Acum, astăzi facem o emisiune, am spus așa mai mult, test și de... să ne obișnuim cu butoanele astea, cu tot ce este pe aici, ca să știm cum e. Și vreau să vă aduc la cunoștință un comunicat al Camerei Naționale de Comerț și Industrie a României, Camerei de Comerț și Industrie a României, care, împreună cu mai multe organizații patronale, cer autorităților reorganizarea teritorială administrativă a țării prin reducerea aparatului birocratic. Toată lumea știe că e nevoie de așa ceva. Reducerea numărului de județe de la 41 la 15, plus Bucureștiul. Redefinirea noțiunii de comună ca localitate cu cel puțin 5.000 de locuitori. Redefinirea noțiunii de oraș ca localitate cu cel puțin 10.000 de locuitori. Păi vă dați seama ce aberații vorbesc cu oamenii ăștia, cu ghilimele de rigoare. Păi cum, domne, să scazi numărul de județe? Vă dați seama câți consilieri județeni s-ar pierde? Câți consilieri comunali și câți consilieri din orașe n-ar mai exista? Câte funcții de consilieri al președintelui, ai vicepreședinților, câți membri de partid ar trebui să-și caute de lucru cu adevărat undeva și să stea, nu să, adică să înceapă, să mută un dosar de aici colo, nu să uite la el ca până acum. Vă dați seama cât trafic ar scădea pe Facebook cu toți angajații de partide care preiau comunicatele șefilor și le duc mai departe. De aceea spun că este o propunere irealistă. Adică cum să faci în țara asta economii de genul acesta? Pentru că ar fi o mulțime de economii, o mulțime de posturi ar dispărea și foarte, foarte, foarte mulți dintre cei care acum freacă menta, ca să ne exprimăm direct, ar putea să muncească în locul celor care ne vin din zona asiatică. Este, cum să vă spun, o utopie să credem că în România s-ar putea ajunge la așa ceva. În fine, mai avem câteva secunde și spunem că a apărut o știre de bine. Pastilele care ne vor face iar tineri ar putea fi disponibile în farmacii peste 5 ani. Acum, cu durata de viață a românilor, nu știm dacă mulți se vor bucura de pastilele astea, dar și că există genul acesta de pastile care ar putea fi disponibile, ar putea să ajute o persoană să mențină o stare de tinerețe, să inverseze efectele îmbătrânirii. Sunt mai multe firme care fac lucrul acesta și ne asigură că ele vor avea efect. Să sperăm că nu vor fi exact la fel ca și vaccinurile anti-COVID.
pentru că atunci efectul l-am cunoaște deja cu toții, că la câți oameni au dispărut după ce s-au vaccinat, mă rog, unii spun că din cauza asta n-ar fi de mirare să avem și alte asemenea probleme. Ne oprim aici. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune și vă doresc să ne vedem cât mai repede dacă voi reuși și în direct. Vă mulțumesc, la revedere, numai bine!